Hai noroc, prieteni, și bun găsit la emisiunea Lumina. Eu mă tin că m-am însănătoșit. S-o dus sinusita, s-o dus conjunctivita. De acum încolo am privirea limpede, iar ochii îmi vor fi roșii doar de la droguri. Tiunile scos! Scuzați, nu o să vă fur tare mult timp astăzi. Am descoperit un fragment într-o știre care nu-i tare bogat în informații. Nu-i șocant, crocant breaking news. Dar este o frază acolo care ne-a atras atenție și care într-un fel vorbește despre un fenomen mai larg care ne se întâmplă nouă. Haideți așadar să mergem duminica la Festivalul Corturilor din fața Procuraturii, ediția 2022. Unde una din organizatoare, protagoniste, Marina Tauber, ne grăiește nouă. O adevăruri cu gura. Și vreau ca dumneavoastră să știți, eu nu sunt aici din cauza dosarului meu. Ba din contră, mai mulți nu era să mai vină la proteste dacă erau să fie pornite dosare penale pe ei. Ha? În primul rând, Marina ne spune că e nu a venit acolo pentru dosarul ei. Adică sunt oameni care sunt plătiți cu 400 de lei, care vin să strige libertatea Marina în fața procuraturii, care iavna au venit pentru dânsa, dar Marina nu a venit pentru dânsa. E ca asta, da, e ca asta abnegație, asta jertvire în numele poporului. Înțelegi, mai aici o credem pe Marina. Și după asta zici că dacă aveau să deschidă dosare, mulți n-aveau să ajungă. Dacă aveau să fie băgropi pe străzi, mulți aveau să împiedice. Aha, buh cu fruntea de asfalt. Tot n-am înțeles. Dar tot asta duce la un neț pe care Marina îl transmite nouă. Dar eu înțeleg că noi nu putem să ascundem de la realitate. Astăzi eu, mâine voi. O să fiți închiși la fel cum am fost și eu. Wow, Marina, palehce. Astăzi eu, mâine voi, ne spune nouă Marina Tauber. Adică azi Marina Tauber e Marina, dar mâine tu ești Marina Tauber, eu sunt Marina Tauber, noi tot suntem Marina Tauber, je suis Marina Tauber, peste tot Facebook ați vezi. Serios? Noi suntem Marina Tauber? Noi avem 3 telefoane mobile la ureche? Noi figurăm în raportul Kroll drept beneficiare a furtului miliardului? Noi prin minciună și corupție electorală am câștigat un mandat de primăriță în jura de mijloc? De azi înainte eu deja oficial sunt a voastră și voi sunteți a mei. Vă mulțumesc mult pentru acest. Noi coordonăm și suntem responsabili de finanțarea ilegală a unui partid politic din partea unui grup criminal organizat? Noi avem un drug care se ascunde de 3 ani de justiția moldovenească pe nume președintele Ilon. Желтухи в стране больше не будет. Я вам даю своё мужское слово. Я их выдавлю, как зубную пасту из тюбика. Марина Таубер. Noi nu suntem Marina Tauber. Deși atunci să vergi jina și responsabilitatea, stăți noi. Asta ne-a amintit de o scenă dintr-un documentar cu domnul Saddam Hussein. Domnul Saddam Hussein, prin anii de gloria regimului, prin anii 80-90, plimbându-se pe străzile Bagdadului, tot așa, cu mustăcioara, se zdaravie cu oamenii. Bă, eu sunt om ca te-s oamenii, eu zim prasta narodie, uitați-vă! Plahaș spăla putregaiul lui corupt de la cântăreți, artiști, prezentatori TV care, nu, dar eu nu fac politică, așa pur și simplu să stâng un credit la casă. Șor de ună îți ne spune nou că e tăcoi ca все. И не потому, что я такой правильный или святой. Нет, я тоже такой же, как и все. Unul dansa în centrul capitalei cu un townhouse primit cadou de la părinți, lucrând toată viața la stat și ne spune că eu sunt om ca toți oamenii și n-am voie să dansez, sunt om ca toți oamenii. Acest semnal de alarmă ne dă nou un semn foarte clar. Cineva care e zice murdar și putre de corupt încearcă să transfere responsabilitatea și zic, hei, azi eu, mâine voi. Nihu**! N-am meritat noi așa ceva și meriți tu, Marina. Vă rog cu putere și cu voce încă nerestabilită să ne păzim și să fim foarte atenți, mai ales la politicieni corupți, care din înălțimea lor de realizări, de vădăiușise svoloce, ne grăiesc nouă despre faptul că ei sunt fix ca și noi. Probabil asta și este un farmec al democrației, că noi tot suntem diferiți, egali în fața legii, vrem să credem, dar tot diferiți. Și niciunul din noi, noi Marina Tauber, și niciunul din noi, deocamdată, nu merită nici ei își spune codul penal, nici codul de procedură penală în raport cu noi, așa cum o merită doamna Marina Tauber. Mult sănătate vă doresc,
mare atenție la asemenea flăgulețe roșii și dacă cumva, să zicem, eu dau exemplu pe mine, să zicem că eu mușc dintr-un gheb de canilă, beau niște gaz, mă îmbăt cu banul, băi, prind la ban, prind la putere și devin politician corupt, confruntați-mă în cel mai direct mod, non-violent, dacă mă vedeți cumva punându-ne acest scut, scut de apărare. Hei, ei și ce, eu som câteți oamenii. Uitați-vă la... Asta nu atacați pe mine, asta familia. Păziți-vă de așa ceva și confruntați direct de fiecare dată când vedeți un politician corupt ascunzându-se după acest scut deloc relevant. Hai noroc și numai bine. Pupicei. Ei, dacă v-a plăcut acest mesaj, transmiteți-i Marinei Tauber sau mai departe, poate mai sunt oameni care o cunosc, prin comuna Ghetlova proaspăt iluminată. Salutări, doamna Năstiuhă, primăriță.